Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi am mutat o familie în acest nou model de stuc. Și ce am vrut să vă arăt, el vine cu cat. Deci aici avem catul, eu am făcut din OSB un podișor care intră în cat. Vedeți, așa o să intre. Și ce e important, am scuturat toată albina. Deci am scuturat toată albina din familia respectivă, ramile le-am împărțit la alte familii. Și acum aici avem o albină, deci tot ce era albină în familia respectivă, plus noaptea familiei respectivă. Bineînțeles am tăiat din rame și acum vom vedea, aproximativ în 2 săptămâni, să vedem cum contează. Punem capul acesta deasupra, a căzut din păcate. N-are nimic, așezăm un cufum ca să nu turtesc albina. O să așez deasupra ramele acest podișor, are o gaură în mijloc. Gata, s-au liniștit, a fost greșeala mea. Deci facem așa, să plece albina de pe rame ca să pot pune podișorul. E un podișor făcut pentru cat. A început să plouă. Iată, așa vine el. Și punem catul. Feresc un pic albinuța. A intrat patul. Bun. Până vine mâncarea, acoperă această gaură. O să vă arăt și cum vine. Deci așa vine acest model de stuc. Se pun capacului. Este o vreme destul de capricioasă. N-am crezut că pot muta azi în acest nou model. Am astupat gaura cu folie, bineînțeles. Voi pune o greutate să stea și iată vine capac. Acolo în gaura aia voi așeza un borcan. Ok. Deci acolo în gaura aia unde a sărut un podișor e din OSB și va fi pus un borcan cu sirop. Mă duc să rezolv acest lucru, să aduc siropul. Observați, deci stupul, nou model de stup, cum este el, nu este cu mult mai înalt față de un stup clasic, vertical. Iată, deci cu cap și cu ramă redusă de 3 sferturi, rama are 22. Deci am măsurat. Aici am pus ramele cu puiet. Și aici este noua colonie formată. Nu are nici un ou de pus încă. Voi aduce borcanul și vă voi arăta cum îl pun. L-am populat, a fost un pic de arababură. Deci vedeți, nu e mare diferență. El vine cu cap, 1 pe 2, mă duc să aduc sirop. Am adus sirop, acum am iau niște mânuși și o să vă arăt borcanul cu sirop. De la început, de când m-am apucat de albinuțe, am vrut această metodă, dar din păcate, din cauza la
tehnica apicolă, n-am reușit să pun în practică, iar acest model de stup mi-a dat această ocazie. A trebuit să-i pun o contragreutate la OSB, fiindcă nu sunt ramele pline și să nu se răstoarnă borcanul. Pune o contragreutate. Voi pune chiar două, nu se întâmplă absolut nimic. Am făcut acest podișor special pentru albinuțe. Le fugăresc înăuntru. Să vă arăt cum arată, da? Haideți să vă arăt și cum arată. Am mânușile, dar voi filma așa. Deci, iată borcan. Acest borcan are date în capac găuri. Aici e gaura la albinuță, hrănitor de podișor cu sirop de la borcan, e excelent. Ceea ce vreau să vă arăt este că, cer scuze de calitatea filmării, că ea nu curge, e un borcan cu sirop și acest borcan acum îl voi adăuga acolo. O să pun camera jos, să dau un pic cu cum se le pot așeza. Are multe găuri date, vreo 10. Că, iată, aici îl voi așeza borcan. Bun. Am prins o albinuță, da? E ok. Deci, în primul rând, vreau să vă spun că e o metodă foarte bună de a hrăni albinuțile astfel. Nu mai e problemă cu folie, nu voi folosi folie, e placa asta, aceasta de OSB. Aici vedeți cum am pus siropul, borcanul, așa, și o să văd exact câtă mâncare vor lua de acolo. Bun. Acum să vă arăt despre ce e vorba la un alt stup, în al doilea model, adică tot același model este, dar să vă arăt concret cum este, fiindcă acolo e populat cu albine. Deci, în primul rând capacul, știți? Și iată acel podișor. Da, e podișorul, că acesta cred că este mai important. În momentul de față, aici am reușit să-l înțepenesc mai bine. Aici, cum se vede, acest podișor, am tăiat roată cercul ca să încapă borcanul. Distanțiere, bineînțeles, niște distanțiere pentru a sta pe rame. Și ramele de 22 de centimetri. Cam așa, da? Am tăiat ramă normală și am modificat ca să poate familia să avanseze, deci după ce voi scutura. Cam așa am procedat de data aceasta. Acum cred că este penserată și nu vreau să mai deranjez albinele. Mâine mai am de lucrat. Am așezat stupina puțin diferit. Ea este în linie. Iată așa, în linie. Deci, totul merge bine. Pe data viitoare.